Pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț au început pregătirile pentru târgul de Crăciun. Primăria, împreună cu Consiliul Județean și Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, au început deja să supravegheze instalarea căsuțelor, instalarea bradului de Crăciun, brad artificial, și să pregătească toată logistica necesară pentru ca manifestările să atragă cât mai mulți oameni. Au fost pregătite inclusiv luminițele de Crăciun. Mai rămâne ca, din suma alocată, să se poată obține maximum în privința satisfacerii pietrenilor și a turiștilor care vin în zona. Protest inedit la Piatra Neamț. Liderul de sindicat de la AJOFM a hotărât să pornească o grevă de avertisment, protestând de unul singur. Chiar dacă sunt în acest moment singur protestez, sunt sigur că se vor alătura și colegii mei. Ce vă nemulțumește? Ne nemulțumește, în primul rând, deci noi nu vrem mărirea salariilor, că așa ni s-a năzărit nouă într-o seară. S-au produs foarte multe inechități, mai ales în ultimul an, între noi și celelalte instituții din cadrul administrației publice. Asta este problema. Deci nu dorim mărirea salariului, ci egalizarea salariului cu celelalte instituții, care, adică în acest moment s-a produs deci s-au distanțat foarte mult față de noi ca salarii. Vrem echitate socială, echitate salarială. Vrem să dobândim niște drepturi care ni se cuvin. Scandal în județul Iași și după reabilitarea boșdeucii lui Ion Creangă, ministrul culturii Raluca Turcan a trimis acolo corpul de control pentru a verifica dacă avizul pentru renovare a fost dat legal. Boșdeuca lui Creangă, monument istoric, a fost reabilitată de Consiliul Județean Iași cu 3 milioane de lei bani europeni. Însă, rezultatul a fost dur criticat atât de experții în restaurare, cât și de unii vizitatori. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a explicat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș că lucrările au respectat rigorile arhitecturale și de patrimoniu. Acum 4 ani de zile sau acum 5 ani de zile, boșdeuca a lui Creangă era încadrată la clădire aflată în risc de colaps sau precolaps. Practic acolo pereții se surpau, acoperișul era plin de găuri și infiltrație, și dacă acest proiect nu ar fi fost implementat de către Consiliul Județean cu fonduri europene, astăzi probabil că am fi vorbit despre boșdeuca lui Creangă ca și o clădire dărâmată. Vreau să subliniez cât se poate de clar. Nu există niciun scandal. Noi avem astăzi o situație, practic opinia publică a semnalat emoțional, pentru că boșdeuca lui Creangă este un monument cultural foarte important, mai ales pentru Iași și evident pentru întreaga țară. Trebuie să vă mărturisesc încă o dată. Consiliul Județean Iași a făcut tot ce i-a stat în putere să salveze acest monument cultural al nostru. A accesat fondurile europene, a pus la masă cei mai buni specialiști pe care i-a găsit în județul nostru sau în țară, a respectat toate procedurile de etapă, a accesat și evident a decontat lucrările. Vreau să răspundem tuturor celor care ne urmăresc și tuturor românilor. Proiectul a primit avizul Comisiei Zonale a Monumentelor și evident toți specialiștii în patrimoniu sau în restaurare au dat avizul ca acest proiect să fie implementat. Vreau să le spunem încă o dată românilor. Nu există nicio urmă de termopan, gresii, faianț, calorifere sau aerii condiționate. Proiectul de restaurare a respectat toate rigorile. În păcate, noi românii, dincolo de umorul pe care îl avem, am început să fim și foarte buni specialiști. Ne pricepem și la politică, și la administrație, și la fotbal, și la geopolitică, și la războiul din Ucraina, și la războiul din Israel. Nu, astăzi suntem în situația în care mă bucură această campanie civică. M-ar bucura foarte mult ca Guvernul României sau Ministerul Culturii investească astfel încât să salveze și ultimele monumente culturale sau istorice pe care le avem astăzi într-o continuă degradare. Evident, cu risc
ridicat de a se dărâma sau a se surpa. Totuși, un demers care practic a respectat rigorile de restaurare a ajuns astăzi un subiect. Noi nu ne permitem și nu acceptăm ca lumea culturală din ea să aibă de suferit sau Bojdeu ca lui Creangă practic să fie astăzi subiect de cancan la nivel național. Costel Alexe a explicat că Bojdeuca avea și înainte prize și că este normal ca o clădire de patrimoniu să aibă inclusiv încălzire pentru ca obiectele din interior să nu se degradeze. Orice clădire de patrimoniu din România sau din lumea asta are priză și are încălzire, doamnă. Altfel, toate obiectele de patrimoniu, vă rog, nu-i considerați pe român atât de dezinformat sau atât de inculți. Orice clădire din lumea asta de patrimoniu are priză și are încălzire. Altfel, la minus 20 de grade la ea sau la minus temperatură sub 0 grade, toate obiectele din orice imobil ar avea de suferit din cauza temperaturilor. Imaginați-vă că Ștefan cel Mare, că e vorba de Voronezh sau de Putna, i-a pus priză la 1400 sau 1300 ceva cât a construit-o, astăzi aceste mănăstiri sau biserici au o priză. Sub o formă sau alta trebuie să fie ancorate sau practic toate obiectele de cult, de inventar, trebuie puse în valoare. E evident că Bojdeuca lui Creangă avea și acum 10 ani, și acum 20 de ani, și acum 30 de ani avea priză, doamnă. Mircea Geoană pare tot mai aproape să-și anunțe candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor. Secretarul general adjunct al NATO a postat o filmare pe Facebook în care spune că va face curând un anunț important. Cât de mult se poate transforma România? Cât de mult ținem să gândim cu mințile noastre și să nu mai facem lucrurile la dictare? Cât de mult se poate inova în România? Ce viziune realistă pentru viitor ne putem construi? Există în afara vorbelor și a promisiunilor eterne onorate un viitor mai bun pentru noi? Viitorul României a intrat în criză de timp. De zeci de ani plutește în ceață. Se pleticește în vorbele unor politicieni și cam atât. Viitorul României trebuie reproiectat pe baze reale, pe nevoi concrete, pe termen scurt, mediu și lung. Trebuie cântărit inginerește, cu rigla, cu balanța, cu compasul, cu aparatură aplicată, cu luciditate și mai ales cu o bună cunoaștere a materiei. Dragi prieteni, vă invit să țineți aproape. Fiindcă în zilele următoare voi face un anunț strâns legat de o viziune sănătoasă și ambițioasă pentru România. De altfel, Geoană își va lansa vineri la Târgul Gaudeamus o nouă carte intitulată Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român în vârful NATO. Lucrarea se anunță un manifest politic pentru alegerile pentru cotroceni. Geoană a și dat exemplul președintelui Cehiei, fost comandant al Comitetului Militar al NATO. În cartea sa, dar a scris și despre proiectul național pe care îl propune pentru România. Guvernul a semnat contractul pentru construcția lotului 3 din tronsonul Ploiești-Buzău, parte din autostrada Moldovei A7. Era ultimul lot finanțat cu banii din PNRR, rămas fără constructor. De lucrări se va ocupa o asociere de firme din Turcia. Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a subliniat din nou că birocrația ține în loc lucrările de infrastructură și a criticat întârzierea soluționării contestațiilor. Colegii de la CNAIR au dat soluția aceasta în urmă cu un an de zile, un an și ceva. Exact această soluție. Sigur, în acest an, și n-am să mă feresc să spun, niște domni bine intenționați de la un organism numit CNSC au considerat necesar că să dea diverse decizii care, într-un final, după un an și ceva, au dus la aceeași soluție pe care noi am dat-o în urmă cu un an. S-a pierdut un an de zile. Eu nu mă feresc să spun. S-a pierdut un an de zile din vina unor domni care nu răspund. Și care nici măcar nu sunt, să spunem, dacă ar fi magistrați, domnule prim-ministru, și ar fi peste orice, să spunem, influență sau orice modalitate de a fi trași la răspundere, dar nu. Vorbim de un consiliu în care niște domni sau niște doamne hotărăsc pe miliarde de euro, hotărăsc să întârzie un an de zile, să dea după un an de zile aceeași decizie pe care noi am dat-o în urmă cu un an, iar noi ne puteam afla astăzi când vorbim, în situația în care ne aflam pe loturile 1 și 2,
undeva la 40%. 30-40%. Adică execuție în teren. Cine răspunde pentru acest an pierdut? Nu răspunde nimeni, pentru că acest Consiliu este dincolo de orice formă de a fi traș la răspundere. Eu cred că, domnule prim-ministru, e cazul, și știu că aveți în vedere acest lucru, să ne uităm și colegii din Parlament vis-a-vis de răspunderea pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să o aibă și cei care întârzie în așa fel, în acest mod, lucrări de investiții. Și nu orice fel lucrări de investiții, ci finanțate prin PNRR. Sigur, aici vorbim de un lot care are perioada de execuție cam 20 de luni. Asta înseamnă că ne vom înscrie în termenul dat sau deadline-ul dat de PNRR 2026, mult mai devreme de atât, dar puteam să fim gata cu acest lot la finalul anului viitor, în toamna anului viitor, dacă se păstra ceea ce CNAIR-ul a dat inițial. Eu nu pot să trec peste acest lucru, am ținut să-l spun, pentru că e adevărul. Lotul 3 dintre Pietroasele și municipiul Buzău are aproximativ 14 km și include mai multe poduri și un pasaj de peste 1 km lungime. Lucrările ar trebui să fie gata în 20 de luni. A mai rămas o săptămână până când va intra în vigoare noul sistem de garanție returnare pentru ambalaje. Din 30 noiembrie se va aplica o garanție de 50 de bani pentru o serie de produse care va putea fi recuperată apoi de cumpărătorii la returnarea ambalajelor în magazine. Ministrul Mediului Mircea Fechet a explicat la momentul adoptării de guvern a legii cum va funcționa exact noul sistem. Toți românii vor putea să contribuie la viitoarea țară a reciclării pe care vrem să o clădim. Aceștia își vor putea duce ambalajele goale la orice market, la orice magazin din România pentru a putea recupera garanția acestora. Vom putea spune că vom trece de la mimarea reciclării din ultimii ani la o reciclare reală, la o țară care cu adevărat face acest lucru și va fi un sistem simplu, un sistem care ne implică pe toți și un sistem care va schimba la față, cred eu, România. Pentru că astăzi, în multe locuri, avem o față murdară a țării noastre, fie că discutăm despre albiile cursurilor de apă, despre păduri, despre parcuri, găsim peturi aproape peste tot. Am clarificat anumite aspecte care țin de niște detalii mai minore, cum ar fi modalitatea în care la raft este evidențiat costul garanției, faptul că acestea, ambalajele se returnează oriunde în țară. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu anunță deschiderea a aproximativ 100 de kilometri de autostradă și drum expres până la finele anului. Vor fi gata mai multe loturi, inclusiv tronsoane din viitoarea autostradă de centura capitalei. Colegii de la CNAIR vor reuși să finalizeze cei aproximativ, dacă nu chiar mai bine, de 100 de kilometri de drum expres și autostradă și da, până la sfârșitul anului viitor, vom da, de azi început, până la sfârșitul anului viitor, vom da în circulație cel puțin 250 de kilometri de autostradă și drum expres. În toamna aceasta, ca să fac acest anunț, în câteva zile chiar vom da în circulație A0 Nord, după aceea vor urma 31 de kilometri pe drumul expres Craiova-Pitești, după aceea 23 de kilometri pe A0 Sud, încă în jur de 15 kilometri pe Chețani-Câmpia Turzii. Acestea vin împreună toate cu cei 13 kilometri pe care Nurolu i-a inaugurat în luna septembrie și merită să amintesc acest lucru, fiindcă odată cu acei 13 kilometri care au fost dați în circulație în Transilvania, s-a atins acea bornă de 1000 de kilometri din perspectiva mea și știu că și din perspectiva primului ministru,
nu e neapărat un motiv de laudă că după 30 și ceva de ani de la Revoluție am atins 1000 de kilometri, dar vă asigur că ritmul pe care și drumul pe care am intrat acum și ritmul de care aminteam va duce ca următoarea 1000 de kilometri să fie mult, 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 acea țintă să fie atinsă mult mai devreme. În paranteză fie spus, în acest moment în România sunt în execuție peste 700 de kilometri de astăzi, când vorbim de drum expres și autostradă, ceea ce ne duce la ceea ce spuneam mai devreme. Noua lege a pensiilor a trecut săptămâna aceasta de Parlament. Se așteaptă acum promulgarea din partea președintelui Klaus Iohannis. Între principalele prevederi sunt cele două majorări din ianuarie și septembrie. Coaliția a avut neînțelegeri pe sursa banilor pentru aceste creșteri de pensii. Totuși, de la Ministerul Muncii au venit de fiecare dată asigurări că proiectul este sustenabil și va putea fi aplicat. Invitat ieri în emisiunea Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, secretarul de stat în minister, Marius Stanciu, a dat asigurări că recalcularea nu va aduce scăderi. Cred că pensionarii care sunt în plată, nu neapărat mai în vârstă, pentru că și eu am plecat din 2005 la Casa de Pensii la Recalculare și pentru că și în anul 2005, prin ordonanța de urgență numărul 4 pe 2005, a fost o recalculare cam în același sens. Dacă în urma recalculării a rezultat un cuantum mai mic, a rămas cu cuantum pensii aflat în plată. Așa se întâmplă și acum. Dacă un pensionar, vă dau un exemplu, are 8.000, 9.000 de lei și rezultă un cuantum de 7.000 în urma recalculării, va rămâne cu pensia aflată în plată. Deci nicio pensie nu va scădea care este în plată. Astăzi avem un procent de aproximativ 60% dintre pensionari care au sub 2.000 de lei pe lună, vorbesc de toți pensionarii, iar 75% dintre toți pensionarii au sub 2.500 lei. Eu vorbeam la pensiile care sunt mai mari. Provin din minerit. Cei care au lucrat în minerit au un cuantum mai mare. Și datorită condițiilor în care au lucrat, salariilor. Da, am lămurit. Deci nu se schimbă nimic în privința pensionării acestei categorii. Da, ce mai văd schimbat în această faptul că vârsta de pensionare va crește treptat, atât va crește treptat pentru femei, astfel încât în anul 2035 niciun român nu va mai putea să se pensioneze, înțelegem, domnule Stanciu, înainte de 65 de ani, decât în condiții speciale. Care ar fi acele condiții speciale? Până în 2035 se va egaliza vârsta între femei și bărbați și acum, până în 2030, pe legea 263, femeile ajungeau la 63 de ani. Până în 2035 vor ajunge la 65 de ani. Da, practic va fi aceeași vârstă atât pentru femei cât și pentru bărbați. Exact. Asta ziceam, că până în 2030 oricum se ajunge la 63 de ani pentru femei. Da, într-adevăr, cei care au lucrat în condiții speciale și deosebite au anumite prevederi care se pot pensiona mai devreme. Reducerea. Nu v-am înțeles, ați vrut să-mi zice așa? Se vor pensiona mai devreme cei care au condiții speciale sau deosebite, speciale, acum în funcție corect. De categorie. La miner v-am zis cu 20 de ani, la siderurgici cu 13 ani. Dar de ce s-a luat această decizie, domnule Stanciu, ca vârsta de pensionare să crească pentru femei la 65 de ani? Adică care sunt motivele unei astfel de decizii? Da, au fost studii și analize făcute de experții Băncii Mondiale, cu Comisia Europeană, cu analiștii de la Minister și de la Casa Națională și s-a considerat că speranța de viață a crescut în România și acesta este unul dintre motive pentru care a crescut vârsta de pensionare. Plus că mai există și facilitatea ca până la 70 de ani persoanele să rămână în activitate cu condiția ca angajatorul să-și dea acceptul. Deci nu este, așa cum s-a înțeles, menținerea până la 70 de ani. Este o opțiune a angajatului să rămână până la 70 de ani cu acordul angajatorului. Pragul de admitere la rezidențiat va rămâne la 60%, deși ar fi trebuit să crească de anul acesta la 65%. Motivul, notele prea mici obținute de candidați la examenul de duminică. Atunci, ministrul Sănătății Alexandru Rafila era încrezător că noul prag va aduce o selecție mai bună a viitorilor medici. Am anunțat încă de anul trecut că în acest an urmează să crească punctajul. Eu cred că totdeauna un proces de selecție rezonabil care să stimuleze învățarea
din punctul meu de vedere, trebuie pus în aplicare, iar creșterea aceasta ușoară a punctajului minim față de punctajul primului candidat, cred că nu va împieta niciun fel, ci dimpotrivă cred că a fost stimulativă încât candidații să fie mai bine pregătiți. Noi trebuie să pledăm pentru creșterea calității în medicină și cred că lucrul ăsta este o abordare rațională și corectă. Dacă pragul ar fi rămas la 65%, peste 600 de locuri ar fi rămas neocupate. În total, aproximativ 4300 de locuri au fost disponibile. Pregătirea din timp a unui număr suficient de specialiști reprezintă o prioritate a politicii de resurse umane a Ministerului Sănătății. Tinerii medici trebuie să aibă, după absolvire, un loc de muncă asigurat, spune acum Rafila într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Sindicatele din Ministerul Muncii au intrat astăzi în grevă de avertisment. Aceasta a avut loc timp de 2 ore, de la 8 la 10. Sindicaliștii reclamă condițiile de muncă, deficitul de personal, inechitățile salariale, dar și neplata orelor suplimentare. Permanent a fost minimizat efortul nostru, neluat în seamă. În toate acțiunile noastre ne-am gândit în primul rând să nu afectăm beneficiarii. De data aceasta nu se mai poate, transmită reprezentanții angajaților. În cazul în care nu vor primi un răspuns pozitiv, sindicaliștii amenință cu greva generală de luni. Reducerea taxării muncii pentru angajați va fi discutată de guvern din primăvară. Premierul Marcel Ciolacu a spus din nou că trebuie văzută care va fi execuția bugetară până atunci, dar a subliniat că nivelul taxării muncii din România este cel mai mare din Europa. Am zis că este primul lucru pe care îl are în vedere după ce vedem execuțiile până la sfârșitul anului și execuția în primul rând pe primul trimestru al anului 2024. Vom veni. Dar avem în vedere în coaliție și am discutat acest lucru în coaliție, că impozitarea muncii, după cum bine știți și dumneavoastră, este cea mai mare, este în oglindă cu impozitarea capitalului, ca să înțelegem. Peste tot în lume se impozitează capitalul. Noi avem cea mai mare impozitare pe muncă și cea mai mică pe capital. Și trebuie găsit echilibru, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Așa se ajunge la crizele sociale. Acumularea de o parte a marilor averi și sărăcirea în partea cealaltă și discuția interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici. Pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1500 de lei. Nu este clar încă dacă impozitele vor scădea pentru toți angajații sau doar pentru cei care sunt plătiți în prezent cu salariul minim pe economie. Pentru aceștia, guvernul a majorat în octombrie salariul minim brut la 3300 de lei. Din această sumă însă, angajatul rămâne în mână cu doar 2079 de lei. Altfel spus, aproximativ 1200 de lei se duc pe taxe și impozite. Israel a încheiat un acord de încetare temporară a focului cu teroriștii Hamas în fâșia Gaza. Măsura era necesară pentru eliberarea celor peste 200 de persoane ținute ostatice de teroriști în Gaza încă din 7 octombrie. Acordul prevede un armistițiu de 4 zile, timp în care vor avea loc schimbări de prizonieri. 50 de ostatici vor fi eliberați. La rândul lor, izraelienii vor trimite în fâșie 150 de femei și copii palestinieni deținuți în închisori. Acordul prevede și accesul în Gaza a sute de camioane cu transporturi umanitare, provizii medicale și combustibil. Premierul de la Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, a declarat că pentru fiecare 10 ostatici eliberați suplimentar, pauza va fi prelungită cu încă o zi. La acest armistițiu au contribuit și Statele Unite și mediatorii din Qatar.